Prima TV aduce în fața dumneavoastră un nou serial, un sitcom care va derula viața a 5 personaje aflate în situații comice. Fiecare episod va fi însă și un prilej de a vedea vedete din lumea muzicii, filmului sau sportivi care își vor juca propriul rol în acest nou serial. Dan Bidman va fi cel care își va face apariția în primul episod. Oportuniștii se vor vedea de astăzi în fiecare sâmbătă de la ora 19:15, doar aici la Prima TV. Bazat pe un scenariu de Ioan Isaiu și Sorin Misirianțu, sitcomul spune povestea 5 prieteni. O actriță, un regizor, un văr de la țară, un patron și un general patronului. Acestea sunt personajele care vă așteaptă astăzi la ora 19:15 pe Prima TV. E o comedie despre români, despre noi ăștia care încercăm să subzistăm zi cu zi. Și zici tu, Radu, două vorbe, că te văd că te uiți ca broasca la barieră zi. Deci avem un nou serial sâmbătă. La ora 19:15. Pe Prima TV. Și o să încercăm să vă intrăm în casă și să ne plăceți. Să ne plăceți. Mai zi. Pe toți. Că e frumos. Adică nouă ne place, ne-am simțit bine. Serialul Oportuniștii își propune să-i facă pe cei de acasă să se relaxeze și să râdă în hohote urmărind viața celor 5 personaje. Telespectatorii se pot regăsi extrem de bine în scenariu pentru că acțiunea conturează viața cetățeanului de rând, spune regizorul. O să fie o serie de 12 episoade. Eu regizez, ei joacă, joc și eu. Sper să fie un serial pe placul tuturor, să avem audiență și dacă nu avem audiență, așa să ne ajute Dumnezeu. Adică cum? Adică să fie bine, mă, să mai facem. Eu să joc regizorul Misirianțu, sper să nu semăn cu personajul ăsta. Ne-am simțit foarte bine la filmări, ne-a plăcut foarte mult, sper și voi să vă simțiți cel puțin la fel de bine ca noi. O secundă, că lumea trebuie să știe despre ce e vorba. E vorba despre un tip care joacă un moldovean. El este din Bârlad, Radu Lărgeanu. Un ardelean. Primul episod îl va aduce în fața dumneavoastră pe Dan Bidman, cunoscutul cântăreț, lider al trupei Holograf. Prin ce situații comice vor trece cei 5 prieteni, vedeți în fiecare sâmbătă, de la ora 19:15, doar aici, pe Prima TV.